A devenit o obișnuință să recunoaștem companiile nu doar după nume, ci și după logotipuri. Acest lucru are o explicație simplă, că anume logotipul este cel care atrage atenția consumatorilor, făcând brandul foarte popular. Și dacă am examina mai atent logotipurile brandurilor, vom observa și semnificațiile ascunse ale acestora. În acest episod vom vorbi despre 9 logotipuri populare care au un sens ascuns. Nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Iar acum să începem! Toyota. De regulă, emblemele automobilelor au un design clasic industrial, dar nu și în cazul brandului Toyota. Logo-ul companiei, apărut în 1990, a fost un pas revoluționar în sfera designului digital. La prima vedere, logotipul seamănă cu sistemul solar, însă detaliile acestuia au o semnificație ascunsă. În primul rând, formele ovale simbolizează conexiunea dintre sufletul șoferului și producătorul de automobile. Spațiul negativ de pe fundalul logo-ului semnifică posibilitățile infinite ale mașinilor marca Toyota. Mai mult ca atât, elementele logotipului reprezintă în ansamblu denumirea brandului. Puteți cu ușurință să observați literele T, O, Y, A, formând cuvântul Toyota. Wendy's. Rețeaua de restaurante de tip fast food a fost fondată în 1969, iar specialitatea restaurantului a fost burgerul clasic. Însă clienții au fost atrași nu doar de burgerele delicioase, dar și de logotipul companiei, care include portretul unei fete. Fondatorul rețelei fast food nu ascunde faptul că în logotip a fost inclus portretul fiicei sale, în cinstea căreia a fost numit restaurantul. Însă dacă să ne uităm atent la gulerul fetiței, putem observa cuvântul mom, ce simbolizează faptul că în restaurant bucatele sunt pregătite ca acasă. Reprezentanții Wendy's spun că logotipul nu are niciun sens ascuns, iar cuvântul mama este o simplă coincidență. Toblerone. Pare a fi dificil să observăm vreun sens ascuns în logotipul mărcii Toblerone. După cum știți, logo-ul reprezintă un munte, iar numele brandului este amplasat în dreapta. Muntele se asociază cu forma triunghiulară a bucăților de ciocolată, dar și forma cutiei, care deosebește marca Toblerone de celelalte branduri de ciocolată. Toblerone a fost fondată în Elveția în 1908, iar în apropiere de orașul Bern se află renumitul munte de pe ambalajul ciocolatei. Bern este considerat orașul urșilor, animalul fiind ilustrat până și pe flagul capitalei. Din această cauză, compania Toblerone a inclus silueta unui urs. Spotify, unul din liderii companiilor de servicii online. Spotify este o platformă unde puteți asculta muzică, care a fost lansată în 2006 în Suedia. Inițial, în logo-ul companiei, litera O din centru era deplasată în sus și avea desenate deasupra undele sonore. Acest logo avea menirea să atragă noi utilizatori, care puteau să-și creeze propriul playlist cu muzică. Odată ce a devenit tot mai popular, conducerea companiei a decis să schimbe logotipul. Designerii au pus accent pe undele sonore, care au fost mutate în partea stângă a logo-ului, ele simbolizând politica agresivă a companiei de a ademeni cât mai mulți utilizatori. Amazon. Într-o perioadă scurtă de timp, compania americană a devenit lider mondial în retail online. Inițial, logotipul Amazonului nu era atât de atractiv și reprezenta litera A pe un fundal negru cu o săgeată galbenă de desubt. Însă designerii companiei au modificat logo-ul pentru a spori atractivitatea pe piață. Acum, logotipul include întregul nume al brandului, iar săgeata începe de sub litera A și se termină la Z, indicând că în magazinul Amazon poți găsi orice îți dorești de la A la Z. Săgeata mai semnifică și viteza serviciilor de curierat, dar și zâmbetul clienților care vor fi satisfăcuți de cumpărăturile făcute. Netflix. Cunoaștem că compania a revoluționat industria de producere a filmelor și serialelor. Logotipul companiei i-a oferit popularitate în întreaga lume, chiar dacă, la prima vedere, arată simplu și laconic. Examinând logotipul vechi, observăm cuvântul net, adică rețea, care este înconjurat de o bandă de film, ce simbolizează intenția companiei de a oferi filme utilizatorilor prin intermediul internetului.
Logo-ul actual pare a fi o combinație a două postere de film, King Kong și Titanic, care ar putea face referire la faptul că compania intenționează să producă o revoluție în cinematografie. Baskin-Robbins. Acesta este unul din cele mai populare branduri de înghețată din lume. Baskin-Robbins este faimos pentru aromele sale speciale, precum Rocky Road sau Chocolate Chip. Sensul ascuns al emblemei este în literele B și R, iar elementele realizate cu roz amintesc de cifra 31, și anume numărul de arome propuse în rețeaua de magazine Baskin-Robbins, adică câte o aromă pentru fiecare zi a lunii. Apple. Logotipul companiei Apple pare a fi unul simplu. De fapt, designerul principal al companiei a desenat un măr mușcat pentru a-i oferi o formă mai neobișnuită, în comparație cu alte fructe. Însă mulți consideră că logo-ul are totuși o semnificație ascunsă. A existat speculația că mărul mușcat ar simboliza seducția, făcând referire la evenimentele descrise în Biblie, când Adam s-a lăsat convins de Eva să guste din fructul interzis. Chiar dacă designerii neagă orice teorie a unui sens ascuns, această versiune rămâne a fi populară printre utilizatori. Logotipurile echipelor sportive. Designerii acestor echipe au depus maxim efort pentru a crea un logo cu adevărat unic, care va atrage atenția fanilor. Emblema echipei de fotbal american Atlanta Falcons este litera F, a cărei formă se asociază cu un șoim. Logo-ul echipei de baseball Milwaukee Brewers este înfățișat de literele M și B, care amintesc de o mănușă de baseball cu o minge în centru. Echipa de hockey Minnesota Wild este reprezentată de apusul soarelui deasupra unei păduri de brazi, însă privind cu atenție putem observa că desenele formează silueta unei bestii, cel mai probabil a unui urs. Scrieți în comentarii dacă cunoașteți alte logotipuri cu semnificații ascunse. Dar între timp, noi vom realiza următorul video și te așteptăm cu nerăbdare pentru a-ți lua doza de cunoștințe. Răsplătește-ne cu un like, subscribe și comentariu ca să știm că nu muncim în zadar. Pe curând! Yeah!